Poate că atunci când discutăm de sistemul de sănătate, trebuie să ne uităm întâi la astfel de situații. La fel și atunci când discutăm despre sistemul de asistență socială, trebuie să ne uităm unde se cheltuie sumele uriașe care sunt alocate către acest sector. O companie din Sibiu are peste 2500 de contracte directe. Majoritatea sunt către instituții publice din domeniul asistenței sociale. Ambrosia este o firmă din județul Sibiu care s-a abonat la banii publici în ultima perioadă. Compania care a reușit această performanță a avut în 2022 un singur angajat. El a gestionat cele 24 de contracte pe care firma le-a parafat fără licitație cu Direcția de Asistență Socială din Sibiu. Firma publică în sistemul de achiziții diferite pachete de produse din carne, iar instituția din Sibiu le achiziționează fără să facă nicio cercetare a pieței. Pe lista de clienți fideli ai companiei se mai numără Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș și Primăria Comunei Moșna, care în fiecare an pare a avea abonament pentru niște pungi de cadouri care costă în jur de 10.000 de euro.